Să ne spuneți cum veți sărbători învierea aici la Sopor. Da, așa cum ziceam mai la începutul întâlnirii noastre, învierea Domnului Iisus Hristos este inima creștinismului, este marea bucurie a noastră tuturor, care ne dă putere să mergem mai departe, care ne dă putere să ne bucurăm de viață și să fim cu Dumnezeu, să Îl dorim pe Dumnezeu. Învierea Domnului Iisus Hristos, care este prasnic al prasnicilor și sărbătoarea sărbătorilor, în fiecare an aduce în inimile tuturor creștinilor o pace divină. Așa cum nașterea Domnului a adus în lume o pace greu de exprimat în cuvinte. Ei bine, iată că Marea Sărbătoare a Învierii recapitulează oarecum, încununează întreaga activitate pământească a Domnului Iisus Hristos. În ce privește sărbătoarea din localitatea noastră, anul acesta avem nădejde că va fi cu mai multă mângâiere, cu mai multă bucurie, așa cum este firesc, comparativ cu anul trecut, care a fost un an foarte greu și din acest punct de vedere. Restricțiile în noaptea de înviere au fost ridicate, așa cum se cunoaște în ce privește circulația, totuși rămânând distanțarea fizică, purtarea măștii și dezinfectarea mâinilor la intrarea în Sfânta Biserică. Nădăjduim că cu ajutorul lui Dumnezeu va fi bucuria de plină. Doamne ajută așa să fie peste tot.